Mă cheamă Iulia și m-am născut într-un sat îndepărtat la țară. Chiar dacă locuiesc la țară, înconjurată de multe animale și recoltă, nu sunt chiar ruptă de restul lumii. Am acces la un telefon care e destul de slab, abia merge. Însă îmi place să mă uit pe YouTube și mi-ar plăcea foarte mult să-mi cumpăr un laptop, însă momentan nu avem bani și nu ne permitem un laptop nou. Nu, ce faci tu, copilă? Iară pierzi vremea pe ăla! Poate ziua bună ziua stai pe telefon, dar tu ce crezi? Caprele alea se mulg singure de lapte! Ia mai lasă telefonul ăla și trei și tu și mă ajută la muncă! Bine, mamă, o să vin imediat! Mă uitam la youtuberița asta care și-a cumpărat niște haine superbe dintr-un magazin! Știai că la oraș oamenii au mall-uri? Ce au, măi? Ce mai sunt și alea? Multe prostii mai vezi de pe internetul ăla! Mamei îi plăcea viața la țară. Mânceam pământul toată ziua, aveam grijă de animale, ne procuram singuri hrana, era mult de muncă și trebuia să o ajut pe mama, n-aveam de ales. Însă visul meu era să merg la oraș. Îmi plăcea acasă, dar tot îmi doream să văd orașul, să... Aici mănânci mâncare adevărată, nu injectată cum ți-o vând aia la orașe. În seara asta mâncăm cucuruz fiert. Mama avea și ea dreptatea ei, însă voi merge la facultate într-un oraș, bineînțeles. Seara, după ce terminam toată treaba, când animăluțele stăteau liniștite în grajdul lor, deschideam telefonul pe YouTube și mă uitam la youtuberițele mele preferate. Una dintre ele se numea Lara. Ia să vedem ce a mai postat Lara astăzi. Bună, dragile mele, și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Dacă nu v-ați abonat deja, nu uitați să faceți. Astăzi vă voi arăta ce creme folosesc pentru față și ce haine mi-am mai cumpărat. Din mall am făcut din nou o vizită la mall și mi-am luat creme de față, rimel, ruj, pe care o să le testăm pe toate în acest episod. Acesta este noul ondulator pe care mi l-am cumpărat. Într-o secundă aveți niște bucle perfecte, acum o să-l testăm. Vedeți? Părul meu deja se încrețește. Eu eram fascinată, nu venea să cred. Fata asta și-a cumpărat un aparat care îi face părul ondulat într-o secundă. Mama își punea părul pe bigudiuri când se ducea la vreo nuntă în sat. Stătea nu știu câte ore ca să-i se facă câteva bucle care se lăsau peste câteva ore. Mi se părea atât de tare ce face fata asta. Mi-aș fi dorit să fiu și eu youtuberiță ca ea, să arăt ce haine frumoase am eu, să mă duc și eu în mall să-mi cumpăr haine. Așa că mi-a venit o idee. Ce-ar fi să devin și eu un youtuber? În timpul liber, după ce hrănesc caprele, după ce mulg vaca și am grijă de animăluțe, cu timpul meu liber să-mi fac și eu un canal de YouTube în care să fiu un fel de Lara. M-am uitat printre lucrurile mamei și am căutat niște materiale mai vechi, să văd dacă îmi pot face niște haine care să semene cu hainele Larei care sunt cumpărate din magazine de fițe din mall. Zis și făcut, am găsit un material mai vechi, dar eu mă pricepeam foarte bine la cusut. Așa că m-am apucat să transform această bucată de material textil într-o rochiță superbă. Mi-am cusut din acel material vechi o rochiță superbă. Nimeni nu și-ar fi dat seama ce e de fapt. Mi-am desfăcut părul, mi-am pus telefonul pe un suport mai vechi și am început să mă filmez și eu cum se filmează Lara. Bună tuturor, numele meu este Iulia. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt ce rochiță frumoasă mi-am cumpărat din mall. Arată cam așa, asta este viața mea. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să vedeți cum este viața mea la oraș. Bineînțeles că am mințit și că viața mea nu era așa. Ce faci acolo? Ce faci cu perdeaua pe tine? Mi-ai distrus perdeaua! Am primit-o de la bunică ta când m-am măritat! Era cadou de nuntă și tu ți-ai făcut rochie din perdeaua mea! Dă-o jos de pe tine! Poate o mai pot salva! Doar nu ai de gând să ieși așa din casă, te râde tot satul! Te vede îmbrăcată în perdea! Pune niște haine ca lumea pe tine! Incredibil așa ceva! Ce faci? Doar nu te-ai apucat să filmezi prin casă! Mamă, am și eu un canal de YouTube! Și abonații nu știu că mi-am făcut-o eu! Ce abonați? Ce tu vorbești acolo? Ai dreptate, nu s-a abonat nimeni. Am zero abonați. Știi ceva? Ia-ți perdeaua înapoi. În loc să te duci să-l ajuți pe tap, tu să culeagă cucuruzul, tu stai și distrugi perdelele. Incredibil așa ceva. Fac, dacă făceam eu așa ceva când eram de vârsta ta, nu știu ce-mi făcea bunica ta. Eram dezamăgită, aveam zero abonați. Așa că am decis să renunț. Mi-am luat telefonul cu mine și m-am dus afară. Am ajuns în hambar la căluțul meu preferat, am pus telefonul deoparte și am început să am grijă de el. Bună, Arturo, ce faci? Mi-a fost dor de tine. Vino aici să speriez blana. Am venit să am grijă de tine, o să-ți piaptă în coama acum.
Am făcut toată treaba pe care trebuia să o fac la țară. Am curățat mizeria pe care o lăsau caii, am avut grijă de căluți. Când am terminat treaba, mi-am dat seama că telefonul meu era pornit. Și nu doar că înregistra, era live! Eram live pe YouTube în tot acest timp! 2000 de oameni se uitau live la mine în timp ce făceam curat în garaj la Arturo. Oamenii au început să se aboneze la mine. Și chiar și videoclipul pe care l-am postat înainte cu rochia făcută din perdea a început să facă vizionări. Am început să primesc comentarii și la acel videoclip. Parcă ziceai că ești de la oraș, acum faci curat în garaj la cai? Înseamnă că la primul clip ai mințit, scria un abonat. Un alt abonat a zis așa: nu înțeleg de ce te-ai prefăcut că ești de la oraș, e mult mai tare să ai căluți. Ești mult mai tare acum când ești tu însăți. Postează și cu celelalte animale, te rog. Nu venea să cred, oamenilor le plăcea că fac curat la animale și voiau să mai postez? Ești super tare, m-am abonat la tine. Vreau să văd toată ferma, fă turul fermei. Fă un episod în care ne arăți camera ta de la fermă. Mi-am dat seama că abonații mei aveau dreptate, nu trebuia să mă prefac că sunt cine nu sunt. Lara avea conținutul ei, iar eu trebuia să-l fac pe al meu. Așa că am făcut un alt videoclip în care le-am arătat ferma mea. Salut tuturor, astăzi o să vă fac turul fermei mele. Aici eu și mama creștem porumbul. Noi la țară spunem cucuruz, nu-i spunem porumb. Fie că ziceți porumb, fie că ziceți cucuruz, e același lucru. Ia uitați cât de mare și sănătos e cucuruzul nostru. Măi Ioane, fata noastră vorbește singură cu telefonul. Eu nu știu ce-o pățit, e tot mai dusă. Mama nu prea înțelegea ce se întâmplă, am încercat să-i explic. Mamă, eu am un canal de YouTube, nu vorbesc singură, vorbesc cu abonații mei. Am deja 5.000 de abonați, crește-te mamă! 5.000 de oameni sunt interesați să ne vadă ferma, mamă! Ar trebui să fiți mândri că 5.000 de oameni sunt interesați de ferma voastră! Unde va vedea aia 5.000 de oameni aici? Suntem numai noi doi! Ai dreptate, chiar au pățit ceva! Tată, sunt aici în telefon! Sunt abonați la canalul meu, sunt de pe internet! Vai de mine că vă prostește internetul ăla, mai bine nu-l băgam! Eu nu știu de ce m-au fi convins maică ta să băgăm internet! Uite ce-ți face, vezi 5.000 de oameni și mai și zici că se uită la ferma noastră. Dacă o ții tot așa, va trebui să te ducem la doctor. Mama și tata înțelegeau, încercam să le explic cum stă treaba cu YouTube-ul. Până la urmă am început să le arăt comentariile, like-urile pe care le lasă abonații și parcă au început să înțeleagă. Păi și cum, oamenii ăia văd prin telefon ce avem noi aici, tu le arăți la noi în casă? Tu filmezi la noi în casă? Păi nu e normal așa ceva. Fiecare cu treaba lui, ce trebuie să știe alții ce avem noi în casă? Iulia, o văzut Ilie, vecinul, videoclipul tău cu ferma. Te rog frumos să-l ștergi. De ce, tată? Nu i-a plăcut? Să știi că nu prea am comentarii de hate, toate sunt pozitive. Eu i-am zis lui Ilie că am 200 de ori. Păi și tu ai filmat acolo numai 50, acum s-o prins ăsta că a mințit. Șterge videoclipul ăla până nu-l vede tot satul și toată lumea mă știe ca mincinos. Dar de ce ai zis că ai 200 de oi când noi avem doar 50? Lasă că nu știi tu, tu ești mică, o să vezi tu când vei crește mare. Unele videoclipuri a trebuit să le șterg din cauza tatălui meu, ca să nu se pună rău cu vecinii. Însă toate celelalte clipuri creșteau. Am făcut 10.000 de abonați într-o săptămână, nu-mi venea să cred. Am început să fac și bani. Cu primii mei bani pe care i-am făcut, am fost să-mi cumpăr un laptop, ca să pot să-mi editez videoclipurile și să le fac mai bune și mai calitative. Mama a venit și ea pentru prima dată la oraș. Ce m-ai adus aici tu la cărămizile astea? Vreau acasă la țară. Hai, cumpără ceodată cărămida și să ne întoarcem. Mi-am cumpărat în sfârșit un laptop. Acesta era laptopul visurilor mele. L-am văzut în videoclipul Larei. Mi-am dorit de mult să-mi cumpăr un laptop. Așa că toți banii pe care i-am câștigat i-am dat pe acest laptop și m-am întors acasă. Haide, mamă, nu pot să cred, am și eu un laptop în sfârșit. Hai să ne întoarcem acasă acum. 500 de Robux, nici măcar n-a fost atât de scump. L-am prins la reducere. 500 de Robux? Ăsta-i salariul lui tatu? Pe un an? Cum să dai atâția bani? Doamne ferește! Și toată ziua asta făceam. Seara editam videoclipurile pe care le filmam în timpul zilei. Aveți 5 secunde să scrieți în comentarii ce recoltă credeți că o să vă arăt. O să vă dau și un indiciu, are legătură cu Halloween-ul. 3, 2, 1, tada! Aici creștem dovleci. Așa că atunci când va veni Halloween-ul, o să facem un episod special în care o să sculptăm în dovleci și o să-i facem să arate creepy și o să speriem toți vecinii din sat. O să editez și acest videoclip. Nu pot să cred, am 500.000 de abonați! Nu vine să cred, a venit butonul, nu pot să cred, sunt atât de fericită, abia aștept să-i fac o poză, să le arăt și abonaților. Mamă, tată, a venit butonul de la YouTube! Și a venit? Ce mai e și aia? A
am făcut 100.000 de abonați. Bine, acum am 500, dar am primit butonul pentru 100.000 de abonați. Este un cadou pe care mi l-a dat YouTube-ul pentru că am atins numărul de 100.000 de abonați. La 1.000.000 de abonați voi primi alt buton. Vai, ce mică e casa, unde mai punem și chestia aia? Pifnița e plină de escule de-a lui taică-to. Stai liniștită, mamă, o să-i găsesc eu un loc. O să pun chiar aici, deasupra patului. Vezi să nu-ți cadă în cap în timp ce dormi. La un moment dat, pentru că părinții m-au susținut și n-au mai comentat atât de mult că le-am postat viața pe internet, m-am decis să le ofer fiecăruia câte un cadou, mai ales că acum îmi permiteam. Am început să câștig destul de bine din canalul meu de YouTube. Canalul meu de YouTube se numea Viața la Țară. Filmam absolut tot ce făceam în fiecare zi la țară. Tată, ți-am luat un cadou. E pentru tine, haide să-l deschizi. Cadou? De unde ai avut bani scumpo? Ia să vedem ce cadou mi-ai luat. Mi-ai luat un topor nou. Nu-mi vine să cred, draga mea. Un topor atât de scump. E cel mai bun cadou pe care l-aș fi putut primi. Acum poți să tai lemnele mai bine. Mulțumesc mult, draga lui tata. Acum e rândul tău, mami. Deschideți cadoul. Ia să vedem pe ce prostie ai mai dat tu banii acum. Nu puteai să ți-i ții, măi, mamă, mă, că tu ai nevoie de ei că ești tânără. Și ce părere ai, mamă? Ți-am cumpărat o perdea nouă. Pentru că ți-am stricat-o pe prima ca să încep canalul de YouTube. Vai, ce frumoasă e! E mult mai frumoasă decât ce mi-a dat bunica ta. Mulțumesc mult, mamă. Dar de acum încolo să-ți ții banii, înțeles? Stai liniștită, mamă. Banii nu au valoare. Familia este cea importantă. Mă bucur că v-am făcut fericiți.